Dragii mei, cum e să te privești în oglindă și să-ți răspunzi la cele mai grele întrebări, dar și să-ți vezi cele mai mari frici? Ei bine, a făcut asta o artistă celebră care face furor cu piesele ei pe YouTube. Melina și-a luat singură interviu în oglindă. Ce a ieșit? Vedem chiar acum. Descrie-te într-o singură propoziție. Esențele tari și se țină sticluțe mici. Ce-i face dacă ai fi trădat de cel mai bun prieten al tău? Cred că dacă aș fi trădată de cea mai bună prietena a mea, aș ierta-o, pentru că am trecut prin atât de multe lucruri împreună încât poate nu ar conta atât de mult. Ți-ai schimbat genul muzical pentru bani? Nu mi-a schimbat genul muzical pentru nicio sumă de bani, cum aș fi putut să mă apuc de manele, pentru că cu siguranță ar fi prins și nu am făcut-o. Cu toate că nu am nimic cu manele, e o muzică foarte mișto, muzică de petrecere, dar nu mi se potrivește mie. Care a fost cel mai penibil moment din viața ta? A fost un moment când aveam 17 ani și eram îndrăgostită de un băiat și m-am dus cu el la bowling și abia ne cunoșteam la Popice. Și eu m-am dus acolo să dau cu bila aia mare și cum m-am dus, am dat cu bila și am căzut direct în fund. Ai profitat vreodată de faptul că ești cunoscută? Nu știu dacă am profitat, cât am avut niște avantaje financiare, avantaje că oamenii sunt mult mai drăguți cu tine dacă te știu și te admiră și te-au văzut la televizor și îți apreciază muzica sau performanțele sportive sau orice. Sunt mult mai drăguți cu tine pentru că și tu le-ai dus lor o bucurie în viață și se bucură să te vadă și au un vibe mișto. De ce crezi că ai pierdut faima pe care ai avut-o la un moment dat? Nu știu ce faimă am avut eu la un moment dat. Eu oricum niciodată nu am alergat după faimă, nici nu-mi place cuvântul ăsta, mă și sperie. Ideea este că toată treaba asta cu succesul, cu faima, este un drum așa. Adică succesul vine, pleacă, vine, pleacă, vine, pleacă. Eu sunt sigură că te referi la momentul când am scos poză de album. Nu știu să explic de ce am fost, să zicem, un vârf și după care poate piesele mele n-au mai fost date la radio. Așa s-a întâmplat, eu nu-mi doresc să fiu faimoasă, eu îmi doresc să fiu artistă și asta cred că am reușit să fac. Care e cea mai frumoasă amintire care te leagă de începuturile tale în lumea muzicală? Aș putea să zic o chestie foarte, foarte, foarte mișto, care pe mine m-a impresionat. Înainte să scoatem piesa Poză de album, fix cu o oră înainte să scoatem piesa, Vescan mi-a dat un mesaj și mi-a scris: Melina, dacă piesa asta e posibil să nu prindă, pentru că este foarte grea ca mesaj, este foarte greu de digerat de oameni, dar pe mine nu mă interesează. Eu vreau să zic că mă simt foarte mândru să o am la mine în repertoriu și mă bucur că am făcut piesa asta cu tine. Și pentru mine a fost extraordinar ca un om să gândească așa, efectiv să fie mândru de piesa pe care am făcut-o împreună. Că după aia a bubuit, asta așa a vrut publicul. Cum reacționezi la hate? Eu la hate reacționez foarte amuzant. Am așa un soi de autoironie destul de dezvoltat. De altfel, TikTok-ul meu este de fapt o autoironie la adresa mea. Așa că iau hate-ul așa cum este. Hate-ul, în general, sunt niște oameni care sunt frustrați de viața lor și efectiv tu ești sacul lor de box.